Cursa spațială desfășurată între anii 1955 și 1975 a fost cu adevărat un eveniment marcant pentru întreaga umanitate. Deși majoritatea privirilor sunt aruncate pe momentul în care Yuri Gagarin a devenit primul om în spațiu sau pe momentul în care după ani de teste și eșecuri Statele Unite ale Americii au reușit să depășească Uniunea Sovietică și să trimită prima echipă de astronauți pe lună, nu trebuie să uităm că pe lângă aceste evenimente majore au fost făcute o multitudine de alte avansări, în special în timpul cursei, cât și după ea. În perioada de început, oamenii de știință încă căutau candidatul ideal pentru a forma o colonie umană, așa că, nesurprinzător, au ajuns și la Venus. Ești pasionat de tot ceea ce ține de spațiu și vrei să afli mai multe despre Univers? Abonează-te la canalul nostru pentru mai multe videoclipuri ca acesta și nu uita să apeși clopoțelul pentru a ști când apare mai mult content fascinant. Începutul explorării lui Venus. Deși cea mai cunoscută sondă care a ajuns pe suprafața lui Venus a fost trimisă de către Uniunea Sovietică în 1982, mai exact Venera 13, planeta a fost studiată și înainte de acest eveniment. Până să trimitem prima navă către Venus, era adeseori teoretizat că planeta ar putea fi geamănul nostru identic, o locație unde nu doar am putea înființa o colonie, dar unde chiar am putea găsi urme de viață. În calitate de unul dintre cele mai strălucitoare corpuri cerești de pe cer, Venus a fost cunoscută încă din vremuri antice, deoarece mișcările lui Venus păreau eratice, dispărând timp de câteva zile și reapărând în capătul celălalt al orizontului, fapt cauzat de apropierea planetei față de Soare. Unele culturi credeau că Venus nu este o singură entitate, ci două stele separate. Cu toate acestea, descoperiri care datează de pe vremea sumerienilor sugerează că aceștia erau conștienți de faptul că cele două stele erau de fapt un singur corp ceresc, numind planeta după zeița războiului și a puterii politice, Inanna. Venus a jucat un rol important și în cultura maiașă, aceștia considerând că modul în care se mișcă planetele afectează și viața pe Pământ, așa că au conceput un calendar care monitoriza mișcările planetei, dar și un calendar religios care plasa evenimente importante precum războiul sau sărbători în funcție de starea lui Venus. Cu aceste informații în minte, în 1962, NASA a proiectat prima rachetă destinată aterizării pe Venus, Mariner 1. Din păcate, o problemă de software a făcut ca racheta să fie de necontrolat, deci a fost abandonată. Totuși, NASA nu a lăsat această piedică să stea în calea cunoașterii, iar în același an a fost lansată a doua rachetă destinată aterizării pe Marte, Mariner 2. Sonda a dezvăluit faptul că Venus era un loc infernal cu temperaturi de aproape 500 de grade Celsius, mult prea cald pentru a susține viața sau apa, spulberând conceptele precedente despre planetă. Uniunea Sovietică a avut prima misiune de succes pe planetă odată cu Venera 4, când sonda a intrat în atmosfera planetei, iar mai târziu Venera 7 a fost prima navă care a aterizat pe suprafața lui Venus. Sonda a trimis informații către Pământ în cele 23 de minute în care a fost activă, înainte de a fi distrusă de căldură și presiune. După succesul navei Venera 7, Uniunea Sovietică a continuat misiunile către Venus, Venera 8, transmițând informații de pe suprafața planetei timp de 50 de minute, iar în 1975 a fost lansat succesorul ei, Venera 9. În timpul celor 53 de transmisii de la suprafață, Venera 9 a făcut și a transmis chiar prima imagine a suprafeței venusiene făcută de la o înălțime de aproximativ 90 de centimetri. Acestea nu doar că au fost primele poze de pe Venus, dar au fost și primele poze cu suprafața unei alte planete. Venera 13 și 14. Așa cum am menționat, celebra Venera 13 nu a fost prima sondă care a aterizat pe suprafața lui Venus, nici nu a fost prima care a transmis poze de pe planetă, însă imaginile pe care le-a transmis sunt printre cele mai circulate deoarece au fost primele color. Luând în considerare faptul că celelalte sonde despre care am vorbit nu au rezistat foarte mult, Venera 13 a fost proiectată să dureze aproximativ o jumătate de oră pe suprafața dură a lui Venus, dar a depășit aceste așteptări.
așteptări, transmițând informații și imagini timp de 2 ore. Venera 13 a fost lansată pe 30 octombrie 1981 la bordul unei rachete Proton de la cosmodromul Baikonur, situat în Kazahstanul de astăzi, cu 5 zile înainte de geamănul său Venera 14. După o călătorie de 4 luni către Venus pe 1 martie 1962, nava a intrat în atmosferă și a aterizat fără probleme în atmosfera sudică a lui Venus. Deși a rezistat doar 2 ore, Venera 13 a îndeplinit multe obiective științifice. În acel timp, sonda a realizat imagini panoramice cu suprafața planetei, făcând 14 fotografii color și încă 8 alb-negru, care astăzi sunt folosite în cărți, reviste sau pe site-uri web. Imaginile făcute se concentrează în special pe suprafața planetei, dar cerul poate fi vizibil în unele versiuni, având o nuanță gălbuie. Însă oamenii de știință spun că este greu de stabilit care e culoarea adevărată a cerului de pe Venus, deoarece norii filtrează lumina albastră. Pe lângă imagini, sonda a extins brațul de forare și a analizat o parte din solul de pe Venus, descoperind că este foarte similar cu tuful vulcanic de pe Pământ. Sonda a ținut legătura cu Pământul printr-un releu orbital, metodă care a putut transmite toate cercetările realizate către savanții sovietici, iar după 127 de minute legătura a fost pierdută, ceea ce sugera că nava a fost distrusă. Venera 14 a ajuns pe Venus pe 5 martie 1982, la doar 4 zile după Venera 13, și a avut un scop similar. Sonda a realizat fotografii color pe suprafața planetei și a făcut o analiză solului, însă a aterizat într-o zonă considerabil mai fierbinte, cu o temperatură de 475 de grade Celsius și o presiune atmosferică mult mai mare, de 93,5 ori mai mare decât cea a Pământului, comparativ cu cea de 89,5 înregistrată în locul în care a aterizat Venera 13. Deci, în consecință, contactul cu sonda a fost pierdut după doar 57 de minute. O misiune învăluită în mister. Luând în considerare faptul că aceste misiuni au avut loc în timpul fostei Uniuni Sovietice destrămată în 1991 și care a devenit Rusia de astăzi, nu este de mirare că documentația misiunii este foarte rară. Spre deosebire de programul spațial în mare parte public al Statelor Unite, Uniunea Sovietică nu obișnuia să dezvăluie detalii în ceea ce privea planurile sau misiunile în curs de desfășurare, cel puțin până nu considerau că momentul este oportun pentru a face acest lucru, de cele mai multe ori după o reușită considerabilă. Acesta a fost cazul și în evenimentul care practic a dat startul cursei spațiale dintre cele două mari puteri, lansarea primului satelit artificial din lume. Lansat pe data de 4 octombrie 1957, satelitul Sputnik a șocat Statele Unite ale Americii, nimeni neputându-și imagina că țara dispunea de tehnologia necesară pentru a îndeplini acest lucru. Statele Unite a simțit că o astfel de tehnologie ar putea fi periculoasă, așa că au fost motivați să o ajungă din urmă, ceea ce a dus la înființarea NASA în 1958. Alte exemple notabile ar fi primul om în spațiu, Yuri Gagarin, pe 12 aprilie 1961, dar și primul mers spațial făcut de Alexei Leonov pe 18 martie 1965. Datorită dublei personalități a programului spațial sovietic, aceștia s-au confruntat cu un paradox. Oficialii încercau să atribuie succesele programului sovietic socialismului, dar în același timp simțeau că nu puteau dezvălui prea multe informații în contextul războiului rece. De asemenea, Uniunea Sovietică nu avea o agenție separată pentru a se ocupa de programul spațial, așa cum NASA era pentru America, deci era într-o strânsă legătură cu armata, ceea ce ar fi dus cu siguranță la natura secretoasă. Cu toate acestea, multe s-au schimbat din acele vremuri și chiar dacă mai există anumite tensiuni între cele două țări, când vine vorba de programul spațial, agenția Roscosmos își împărtășește toate informațiile cu Stația Spațială Internațională și în momentul actual plănuiește să lanseze un rover către Marte împreună cu Agenția Spațială Europeană. Concluzie.
Deși din anii 80 au mai fost alte misiuni către Venus, pozele făcute de sondele Venera nu doar că sunt foarte interesante, dar sunt și unice, deoarece au fost ultimele sonde care au aterizat pe suprafața planetei. Deși toată atenția este concentrată momentan către Marte, asta nu înseamnă că am uitat de celălalt vecin al nostru. Chiar dacă condițiile nu sunt deloc prielnice, NASA, dar și Roscosmos au declarat faptul că doresc să se întoarcă pe planetă și cu siguranță vom primi alte imagini impresionante. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.